Lupta pentru a obține cât mai mult în urma negocierilor dintre PNL și PSD în vederea formării noului guvern este una dură. Liderii PSD au cerut jumătate din ministere conform presei centrale. Socialdemocrații au impus și alte reguli legate de majorări de pensii, alocații și salarii sau de impozitarea marilor averi. Am văzut cum a funcționat justiția fără Sijuș și vedem cum funcționează justiția în acest moment. Cu Sijuș. Bine ar fi să găsim soluțiile să o facem și mai funcțional. Trebuie să revenim la impozitarea marilor averi, privatizarea trezoreriei, este exclus. Vânzarea hidroelectrică în acest moment de criză energetică. Sub nicio formă trebuie găsite soluții sustenabile pentru mărirea nivelului de trai în zona de pensii, a copiilor. Ambele partide vor postul de prim-ministru și conducerea unor ministere cheie, printre acestea finanțele, justiția și fondurile europene.